De asemenea, președintele îl invită pe premier să numească cele trei contracte la care a făcut referire. Ministrul interimar al transporturilor și prim-ministru al Guvernului României, domnul Victor Viorel Ponta, este invitat să își asume responsabilitatea care decurge din funcțiile pe care le îndeplinește în derularea privatizării companiei CFR Marfă S.A. Având în vedere că domnul prim-ministru Victor Viorel Ponta consideră că procesul de privatizare a CFR Marfă S.A. desfășurat până în prezent este un succes, domnul președinte Traian Băsescu le roagă pe domnul prim-ministru Victor Viorel Ponta să depună toate eforturile necesare pentru ca această privatizare să nu se transforme într-un nou eșec de tip Olt-Chim, care ar afecta grav și salariații și compania Olt-Chim și economia națională, mai anunță comunicatul.